Pompierii și un echipaj medic al SMURD s-au deplasat în viteză unde un bărbat indicase la 112 că o mașină a căzut în apă cu tot cu un om. Salvatorii, pregătiți să înceapă intervenția de salvare, au constatat la fața locului că nimic din cele anunțate la numărul unic de urgență 112 nu se adeverea. Apelantul a fost identificat și amendat cu 4.000 de lei. Bărbatul a sunat la 112 și a dat detalii. El a spus că o mașină în care se afla o persoană a căzut în apă la o balastieră în zona Cicir. A urmat mobilizarea echipelor de salvare ale Inspectoratului pentru Situații de Urgență și o misiune de căutare-salvare, la fața locului fiind alocat și un echipaj medical SMURD. Polițiștii din Vladimirescu au fost sesizați prin 112 despre faptul că un autoturism în care se afla o persoană ar fi căzut în Mureș. La fața locului s-a deplasat și un echipaj al ISU Arad, care, după primele verificări, a stabilit că cele reclamate nu se confirmă, potrivit comunicatului ISU Arad. Polițiștii au început cercetările și au stabilit că bărbatul care a sunat intenționa să pescuiască ilegal împreună cu doi prieteni, când toți trei au fost surprinși de o persoană. În continuarea activităților desfășurate, s-a stabilit că apelantul este un bărbat de 38 de ani din Arad, care, în timp ce se afla cu alți doi bărbați la balta din incinta unei balastiere din Cicir, unde intenționau să pescuiască, a fost surprins de o altă persoană. Cei trei bărbați s-au speriat și au fugit în direcții diferite. Apelantul a fost sancționat pentru apelarea nejustificată a numărului de urgență 112 cu o amendă în valoare de 4.000 de lei, a informat Inspectoratul de Poliție Județeană Arad, relatează Digi24.ro.